În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea creștinilor, sau bucură-te, lemn fericit. Acesta este mesajul pe care îl auzim în acatist ori de câte ori. Auzim acatistul sau ascultăm sau citim acatistul Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Pentru că elementul acesta de mântuire, crucea, este o piatră de poticnire pentru multe neamuri, pentru multe minți și pentru mulți oameni, Biserica a rânduit ca sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci să aibă mai multe zile rânduite în care să se poată vorbi despre Sfânta Cruce. Și avem duminica de dinaintea Sfintei Cruci, cea pe care ați auzit-o astăzi, avem sărbătoarea Sfintei Cruci și duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Deci ce observăm în aceste trei sărbători? Trecutul umbros al crucii, prezentul biruitor al crucii și semnul puterii sale spirituale ca semn al Fiului omului atunci când se va arăta pe cer la Epifania totală, adică la venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume să judece și să mântuie neamul omenesc. Tocmai de aceea, în Evanghelia de astăzi s-a pus accentul pe un text foarte derivat. Nu s-a suit în cer decât numai cel ce s-a coborât. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său l-a dat la moarte pe cruce ca să ne mântuiască pe noi. Dar, legat de cruce, Mântuitorul Iisus Hristos în activitatea mesianică a folosit și El câțiva termeni sau a folosit și El câteva fraze de parabolă în care ne-a spus nouă așa: cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Bineînțeles, de bunăvoie și neserit de nimeni. Asta e arta creștinismului. Să nu împingă pe nimeni de la spate, ci omul din convingere și de bunăvoie. Iarăși Mântuitorul Iisus Hristos a ales crucea vorbind despre patima sa și Fiul omului va fi dat la munci și va fi răstignit. Dacă ne întoarcem în Vechiul Testament, vom găsi simbolistica crucii foarte răspândită, dar foarte tainică. De aceea și psalmistul David a spus, însemnatul sa peste noi lumina feții tale, Doamne, sau va trimite pe îngerii săi să însemneze pe cei aleși, sau dacă vreți, simboluri de cruce în Vechiul Testament, cu precădere sunt două. Șarpele din pustie, despre care s-a spus și astăzi în Evanghelie, ca cel ce-l vede să nu piară, deci când șerpi au năvărit peste poporul lui Israel, care era îndărătnic și n-asculta poruncile lui Dumnezeu, și au ieșit șerpi în pustie și pe cei pe care îi mușca mureau. Și atunci au făcut un șarpe gol pe dinăuntru, l-au răstignit pe un stâlp înalt și cei care priveau șarpele se tămăduiau de mușcătură. Era cum ai face astăzi un clorocalcin, adică să întorci înțepătura de venin. Ei, tocmai aceste simboluri arătau într-un viitor îndepărtat cât de mare va fi puterea semnului crucii, iar cel mai echilibrat motiv, sau dacă vreți, cel mai întemeiat motiv al crucii a fost despicarea Mării Roșii, când a lovit Moise cruciș marea cu toiagul. Întâi a lovit-o de-a lungul și s-a deschis și apoi când a lovit de-a îndărătul, marea s-a închis și a înghițit carele lui Faraon. Deci iată crucea ca izbăvitoare de patim și curățitoare de păcat, ca semn și armă împotriva diavolului, cum cântăm noi la Sfântul Maslu. Ce vreau eu să scot în evidență ca să înțelegeți? Apostolul Pavel, fiind un om mai categoric, cunoscând și legea Vechiului Testament, fiind și un bun iudeu, dacă vreți, un cunoscător al Torei,
Deci el vine și spune în momentul în care se convertește la creștinism și se spală, după cum primește poruncă și orbește în drumul Damascului când se întâlnește cu Iisus și îl întreabă de ce lovești cu piciorul în țepușă, apostolul Pavel a spus clar, mie nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. De ce în crucea Domnului? Dacă n-ar fi spus Pavel acest text, ar fi avut ereticii dreptate atunci când spun, de ce vă închinați unui element de tortură care în Vechiul Testament și pe vremea romanilor era folosit ca element de rușine pentru cei ce erau pedepsiți? Pentru că toate crucile tâlharilor din lumea aceasta, indiferent că s-au suit ei pe cruce sau crucea a căzut peste ei, deci nu înseamnă că sunt cruci dătătoare de viață, ci o singură cruce strălucește pe cer, cea care o vede împăratul Constantin atunci când se luptă cu Maxențiu și Liciniu din stele și scrie în numele cu acest semn vei birui, cea pe care s-a răstihnit Hristos și s-a crăpat catapeteasma și s-a cutremurat cerul și pământul și s-a întunecat soarele și s-a înroșit luna și s-a cutremurat pământul. Deci semnele stihiilor la răstihnire, acea cruce este de viață făcătoare, fiindcă a fost unsă cu cruce, cu sângele lui Iisus și a prins viață. Deci este primul lemn inteligibil, dacă vreți să înțelegeți. Că cineva spunea odată, e scris greșit în acatist, părinte, cum să se bucure crucea? Păi se bucură! Se bucură că este singura cruce care a fost aleasă ca altar al Dumnezeirii. Celelalte cruci n-au avut această bucurie. Una stă la capul unui bețiv, una stă la capul unui criminal, pe una stă răstignit un tâlhar, pe alta stă răstignit un criminal, altă cruce stă la capul unui damblagit, de exemplu, care n-a avut nicio treabă cu credința ortodoxă. Deci sunt cruci nefericite, nu se pot bucura. Sunt cruci profanate. Sunt cruci profanate. Unele sunt pe jos și le călcăm cu picioarele. Altele stau pe case și nu le bagă nimeni în seamă. Altele stau aruncate, părăsite, troițe, rupte și dărâmate și nu interesează pe nimeni. Dar această cruce are această putere primită de la Hristos să aibă întrânsa viață. Pentru că a purtat pe ea pe pomul vieții. Și Sfântul Ioan Damaschin și cu Maxim Mărturisitorul, că el este foarte isconitor în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu, spune așa, că precum a stat pomul vieții în mijlocul raiului, așa stă crucea în mijlocul creștinătății. De aceea unul din titlurile crucii este și acesta, sau dacă vreți, nu titluri, onoruri care se aduc prin cântarea acatistelor. Bucură-te, sceptrul împăraților celor credincioși. Deci, împărații adevărați conduc după legea crucii, după legea omeniei și a creștinătății, după legea darului și a iubirii, după legea umanității interioare din noi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că tot în acatistul crucii spune... Bucură-te de viață făcătoare cruce care ai purtat pe Hristos. De ce? Pentru că în clipa în care sângele a scăldat lemnul și l-a îmbibat, lemnul acela a devenit binefăcător și noi știm că în toată lumea există porțiuni și bucățele din Sfânta Cruce a lui Hristos pe care a fost răstignit El ca semn de mare pioșenie și cinste, că unde este acel lemn fericit pe care a stat Hristos sau s-a atins Hristos, mai mult că l-a purtat în spate cu o sândă și greutate, este lemnul care izgonește demonii pe mari întinderi de privire și de gândire, pentru că locul acela este curățit și binecuvântat de Dumnezeu. Tocmai aici este și semnul și esența puterii crucii. Și atunci s-au gândit Sfinții Părinți că punând aceste trei sărbători, noi să știm un singur lucru. Că de fapt Hristos nici nu trebuia să treacă prin smerenie, adică prin chenoză, să se deșerte în pântecele Fecioarei Maria. Avea puterea Dumnezeu Tatăl
să-l pună direct pe cruce și să-l răstihnească. Dar, în iubirea lui de tată, a vrut să-i păstreze calitatea fiiască și l-a lăsat întâi să perceapă ale lumii, să perceapă neputințele noastre, să perceapă slăbiciunile omenești, să perceapă simțurile pe care noi le folosim astăzi. Adică Iisus a luat chip de rob. Deci fiind Dumnezeu și venind în chip de om în Fecioara Maria, El n-a făcut altceva decât să poarte plânsul nostru, foamea noastră, durerea noastră, scârba noastră, nenorocirile noastre, supărările noastre, durerile noastre. Pentru că dacă nu le-ar fi purtat, nu ne-ar fi putut judeca. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, în una din Evanghelii, spune așa, și Evanghelistul Ioan consemnă, toată judecata Tatăl i-a dat-o Fiului. Și spune Fiul, precum aud judec și judecata mea este dreaptă. De ce este dreaptă? Când vine un păcătos să spună că n-a putut posti, să poată spune Hristos, eu am flămânzit în carantania 40 de zile. Când va spune un păcătos, nu pot să fiu curat cu trupul, să vină Hristos și să spună, de mă vădește cineva de păcat, să arunce în mine. Deci este fără de păcat. Înseamnă că noi putem trăi în calitate de oameni fără de păcat. Și de unde știm lucrul acesta? Cine ne-l confirmă? Ne-l confirmă Sfinții, prietenii și cetățenii de casă a lui Dumnezeu și locuitorii și cetățenii Raiului. Sfinții sunt cei care au îndurat aceste nevoințe, aceste lupte cu lumea și jertfele, jertfa lor față de păcat și lupta cu păcatul, ca să ne arate nouă că putem fi curați ca Iisus Hristos. Cinstiți ca Iisus Hristos, sfinți ca Iisus Hristos. De aceea și-a spus Iisus Hristos, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer este, și referindu-se la persoana sa, cu multă smerenie, pentru că Hristos a fost un munte de smerenie. Ce este smerenia? Piatra, spune, haina de pietre scumpe a dumnezeirii. Ce a spus Hristos? Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. De ce a folosit acest termen? Blând și smerit cu inima. N-a avut atitudini ostile. În timp ce îi băteau cuiele pe cruce, în timp ce îl batjocoreau și îl chinuiau, a avut puterea să spună celebru cuvânt pe care numai Dumnezeu l-a putut rosti. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, nu le socoti păcatul. Același lucru l-a făcut și arhidiaconul Ștefan sub aceeași moarte cumplită a fi ucis cu pietre. Ei, câți din noi pot purta astăzi crucea umilinței lui Hristos? Câți din noi pot îndura astăzi smerenia pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos? Nimeni. La cel mai mic cuvânt sărim, la cea mai mică ripostă aducem argument, la cea mai mică corectură ne jenăm, ne deranjăm, sau dacă e nevoie, începem lungul martiriu al proceselor, al avocaților, al judecătorilor, a căilor de acces spre minciună în ideea de a descoperi adevărul. Pe când adevărul e Hristos. Iartă-mă, frate, iartă-mă, frate. Dumnezeu să te ierte, Dumnezeu să te ierte. Erau doi frați în pustie atât de sporiți că unul dintre ei a zis, frate, hai să ne certăm și noi odată să vedem cum este. Și primul a zis, simplu, zice, hai că te învăț eu cum trebuie să te cerți. Și a venit primul frate și a spus, uite, eu am să spun că cărămida asta este a mea și tu să spui că este a ta. Începem să ne certăm? Da. Frate, cărămida asta este a mea. Ia-o, frate, iartă-mă. Și a murit dracu pe loc. A venit Satana și în chipul înșelării, că el lucrează și mai subtil. Și a spus așa, să vezi cum prin puterea vicleniei a nălucirii îi fac pe aceștia doi să se certe, după multă dragoste și nevoință. Și a ales o altă subtilitate.
La unul s-a arătat porumbel și la unul s-a arătat cioară. Și unul spunea, ba nu că-i porumbel, ba nu că-i cioară. Și s-au bătut până s-au umplut de sânge. Și atunci Satana a spus, puțină nevoință, puțină iscusință și am biruit. Deci, și între noi ortodoxii, uneori dreptatea noastră e porumbel și uneori dreptatea noastră e cioară. Dar de cele mai multe ori e cioară, e corp. De ce? Pentru că noi nu iubim lumina. Mântuitorul Iisus Hristos a spus frumos, eu sunt lumina lumii. Cel ce vine la mine nu umblă în întuneric. Umblați în lumină cât sunteți fiii luminii. Cei ce umblă în întuneric sunt fiii întunericului. Acum mă întreb, când ne scăldăm în orgolii și mândrii și patim și procese și dușmanii și divorțuri și urgii și lăcomii, suntem fiii luminii niciodată? Asta e doar părerea noastră. Corbul de mult nu mai este porumbel. Dar în mentalitatea noastră, în maldărul de dosare și hârtii pe care societatea ni le-a creat, fie corecte sau fie false, noi vedem porumbel. Dar în realitate, pe codul lui genetic e cioară toată ziua, e Satan. O altă subtilitate a diavolului care nu suportă smerenia lui Hristos a fost și mai fină. Doi orbi stăteau într-o răspântie de drumuri și dracul se tânguia de multă vreme că n-a reușit să-i învrăjbească. Pentru că Mântuitorul când a venit pe cruce și când a venit să ne dea nouă mântuirea, prima poruncă pe care a pus-o în tablele legii, n-a pus-o să ai casă, să ai masă, să ai bani, să fii tare, să fii șmecher, să fii bazat. Nu! Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și pe Domnul Dumnezeu din tot cugetul, din toată inima și din tot sufletul. De ce a spus din tot cugetul? Să nu te gândești decât la Dumnezeu. De ce a spus din tot sufletul? Să fii bun ca Dumnezeu. Și de ce a spus din toată inima? Să fii blând ca Dumnezeu, ca o mamă, că așa e Dumnezeu. Și atunci a așteptat să pândească finalul. Deci ce a făcut Satana? Când a văzut că timpul trece și nu poate el să străpungă iubirea și să distrugă, să dezbine, s-a dus la o prefăcătoare din asta, la o vrăjitoare din asta, la o stricată din asta și a zis, uite ce nenorocire am eu. Nu reușesc, zice, să tulbur orbii ăștia doi. Cum aș putea să pătrund eu în taina crucii lor, în suferința lor să-i tulbur? Lasă-mă pe mine! Și a spus, dar vreau în schimb să-mi dai cadou, că sunt săracă, o pereche de cizme de marochin, adică din piele de băcită. Și a spus, dracu, eu ți le dau, nicio problemă, nu mă ajută-mă. Și s-a apropiat baba și i-a spus primului cerșător, ia un galben și zi boda proste. Cel care a întins mâna și n-a simțit nimic a crezut că e la fratele său. Celălalt, care credea că a luat fratele său, nesimțit nimic în mână, a crezut că e fratele său. Și după ce a plecat bătrân, a întrebat, zice, dar cât s-a dat? Păi nu mi-a dat mie. A, mă minți, ai simțit că e de aur și vrei să-l dosești? Și s-a iscat o ceartă de bătaie și păruială pe moarte. S-a mirat dracul de această lucrare, dar i-a spus, te rog, nu te apropia, că m-ai depășit. Îți dau cizmele de marochin, dar ți le întind cu prăjină. Deci, ca să vedeți lucrarea drăcească, pe fond rațional uman, e mai periculoasă decât lucrarea drăcească pe fond îngeresc inteligibil. Îngerii știu, îngerii răi, care s-au creat prin sinea neascultării lor, ca demoni, nu sunt la fel de periculoși ca creștinul demonizat. De ce? Pentru că acolo lucrează și răutatea umană. Dracii nu au pofte, noi le avem. Și dacă dracul nu are pofta mâniei, dar face rău, este mic copil pe lângă răutatea poftei stârnită cu drăcovenia din noi. Pentru că omul este mult mai pervers și mai mizerabil când e vorba de răzbunare. Dracul, în calitate de înger, n-a simțit tainele răzbunării. Că nu are rațiunea simțurilor. Nu are pofte. Ei, noi le avem. Și atunci Satana s-a văzut inferior. Iată așa se pătrunde, dacă vreți, în intimitatea lui Dumnezeu, prin dezbinare. Și atunci lucrează Satana atât de fin,
încât Dumnezeu s-a gândit că trebuie să ne pună ce? Să ne pună mai multe sărbători în care să vorbim de puterea Sfintei Cruci, ca să înțelegem că este singura armă a creștinilor împotriva tuturor dușmăniilor diavolului. În taina Sfântului Maslu ni s-a arătat că este armă împotriva diavolului, că se cutremură de puterea ei. 2. Crucea aceasta ca element spiritual unește cerul cu pământul și aduce dragostea lui Dumnezeu spre noi, dar în afară de puterea spirituală pe care o are ca pom al vieții sau ca pom al biruinței, ca un catarg pe mijlocul vaporului pe marea vieții, că biserica e ca o corabie, mai are și puterea nu numai de a ne ocroti, de a arăta cât de mare e puterea lui Dumnezeu, care lucrează numai la creștinii care sunt însemnați cu semnul Sfintei Cruci. Cum v-a spus și acum, nu știu când, la Deuteronom, pe la capitolul 11, spune clar, să ai semnul Domnului pe fruntea ta, pe pieptul tău, pe dreapta ta, că noi când zicem amin, de fapt fugărim îngerul cel rău. Hei, crucea ca taină este ceea ce pătrundem noi în zilele noastre de zi cu zi. Deci avem mai multe feluri de cruci. Asta aș vrea să fac, să înțelegeți. Cea materială din lemn, cea materială din pietre prețioase, cea materială din aur sau argint sau diamant sau platină sau safire sau rubin sau smarald sau ce vreți voi, o găsim sub formă de cochetărie, fie la gâtul doamnelor, fie în altarele bisericilor, fie pe acoperișul bisericilor, fie în troițe, fie în cimitire, unde vrei. Dar puterea ei spirituală o găsim într-un singur loc. Crucea ca putere spirituală stă într-un singur loc, la ușa Raiului. Acolo e locul crucei. Și am să vă spun de ce. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul și în rai cu tâlharul. Când ai ajuns la mormânt, crucea o ai pe mormânt, de-aia știm. Spirituală, cei ce au făcut bine vor învia spre odihna vieții, cei ce au făcut rele spre odihna osândirii, spre învierea osândirii. Din punct de vedere transcendental, adică în lumea nevăzută, îngerul și heruvimul cu sabie de văpai este dat de la ușa Raiului, dar la ușa Raiului stă tâlharul cu crucea, stă Hristos cu crucea, ca cei care intră în Rai să știe că este ușa de intrare, deci ușa cea strâmtă. Deci prin această ușă strâmtă, a nevoinței, care începe de pe Golgota și duce la Tabor, care înseamnă Raiul, se ajunge la Hristos. Și aici crucile se împart. Și veți vedea și mâine, că nu vreau să amestec subiectul de azi cu cel de mâine. Mâine cine va vorbi, vă va vorbi de puterea crucii. Avem o cruce, în primul rând, a noastră, personală. De aceea Mântuitorul s-a adresat în Scripturi și a spus, cel ce vine după mine să-și ia crucea sa. Deci eu, nostru personal, după Eccles, un mare inteligent englez, care a arătat că omul este o unicitate, are și o cruce unică. Unul are crucea răbdării, unul are crucea suferinței, unul are crucea durerii, unul are crucea nenorocirii. Nu spun eu câte greutăți sunt, atâtea cruci sunt. Dar pe lângă toate aceste cruci personale, există și o cruce care are, după elementele definitorii, patru brațe. Avem crucea celor necăsătoriți, sau crucea călugărilor, care este vârful și brațul de sus al crucii, care duce spre Dumnezeu, și mi-a plăcut o frază a lui Grigore Palama, lumina creștinilor sunt călugării, iar îngerii sunt lumina călugărilor. De aceea călugării trag în sus, iar creștinii trag la biserică. Ați înțeles? Celelalte două brațe ale crucii, cel din dreapta este crucea celor căsătoriți și cel din stânga este crucea celor văduvi. Că nu toți trăiesc, unii mor sau îi desparte soarta, nu că se desparte ei. Iar crucea cea de jos, cea de dedesubt, este crucea durerilor, crucea care te apleacă la pământ, dar nu te ucide. Hristos, când n-a mai putut duce crucea, a venit Simon Cirineanu
Și de aceea și noi nu mai am în amintire în ce rugăciune a Sfântului Efrem Siru, că în Ampatisma sau din altă carte era undeva o rugăciune frumoasă. Fă-mă cirinean al crucii tale, Doamne, s-o pot purta alături de tine și să ridic și de crucea ta, tu ducând crucea mea. Deci iată ce combinație. Eu de fapt duc crucea lui Hristos. Vorba vine că sunt botezat și fac eu ceva pentru Dumnezeu. Nimic nu facem. Dar vine Hristos și ne ușurează crucea. Ne-o ușurează prin bunăvoința Lui. Ne-o ușurează prin ridicarea greutății. Și atunci, această cruce a suferinței se transformă într-o cruce obișnuită, normală. Unul se împacă cu sărăcia, unul se împacă cu boala, unul se împacă cu hepatita C, unul se împacă cu cancerul, unul se împacă cu nenorocirea, unul se împacă cu divorțul, unul se împacă cu un copil bolnav, altul se împacă cu un copil bolnav psihic, altul se împacă că e nebun, altul se împacă că e orb, altul se mulțumește că e surd, altul se mulțumește că e olog. De ce? Este partea cea mai grea a crucii, care vine ca încercare pentru oamenii care ori se lămuresc ca aurul în foc și strălucesc, ori hulesc și ajung țărână. De aceea capătul crucii duce în țărână. Pentru că celelalte două capete duc bine. Văduvele sunt podoaba bisericii și văduvii. Căsătoriții sunt podoaba, că a spus Mântuitorul, să nu fie omul singur pe pământ, să-i facem femeie și a făcut femeie, i-a pus numele Eva, ce înseamnă viață, și i-a dat pământul să-l stăpânească. Creșteți și vă mulțiți. Creșteți și vă mulțiți, întâi prin rugăciune, adică să fiți fiii lui Dumnezeu după har și după credință, și creșteți și vă mulțiți și fiți fiii lui Dumnezeu după trup. Deci ceea ce spunem psalmul. În păcate și în fără de legi m-a născut Maica mea, adică din plăcerea trupească. Ei, această plăcere este spălată și ștearsă tocmai prin puterea crucii. Se botează robul lui Dumnezeu cu tare sau roaba Dumnezeu cu tare, în numele Tatălui Amin se afundă, a Fiului Amin se afundă, a Sfântului Duh se afundă. De ce lucrul ăsta? Ca să se înțeleagă că cel mai elementar element pe care noi îl vedem la îndemâna noastră, fie că e apa dintr-un iaz, fie că e apa dintr-o clistelniță, fie că e apa dintr-o fântână, fie că e apa dintr-un pârâu, fie că e apa dintr-un fluviu, dintr-o mare, de unde vrei, în clipa în care preotul sau arhiereul bagă mâna în ea și o sfințește, îi dă puterea vindecătoare și dătătoare de viață a crucii. Și mai nou, nu mai știu exact unde am văzut, dar am văzut, s-a pus la studiu, mă rog, ăștia care n-au ce face, așa zis, cercetarea, și s-a văzut că apa cu care te speli, pe care noi o considerăm necurată, deci noi ați văzut, te duci, te speli pe mâini, pe față, sau ai treabă la baie, trage apa și ai făcut curat. Ei, acea apă pe care noi credem că o murdărim sau o batjocorim, în contact cu pământul, cu smerenia, ea se curăță și la câțiva metri sub pământ e apă de izvor. Dar pusă la microscop apa pe care tu o batjocorești, are o anumită structură haotică. Apa din fântâna de băut are o altă structură, tot la fel, nici frumoasă, nici urâtă. Dar s-a pus aghiazma și s-a studiat la nivel de microscop și mare filozofie acum cu cibernetica și s-a văzut că toate elementele din apă, deci în compoziție ei chimică, sunt așezate în semnul crucii. De ce? Pentru că preotul sau arhiereu a băgat crucea în ea și a sfințit-o. Ca să vezi că Dumnezeu intervine în ordinea materiei. Același oxigen, același hidrogen, aceleași legături chimice, dar structura este alta. Deci, în formă de cruce. De ce? Dumnezeu a dat puterea crucii să binecuvântăm. Și unde întâlnim puterea crucii? Peste fântâna care ai făcut-o și o sfințești. Peste copilul care îl închini în leag. Peste perna pe care o închini când te culci. Peste fața ta când te duci la biserică sau mergi pe stradă și vezi o biserică. În momentul în care tu faci semnul crucii în văzduh, închini aerul pe care îl respiri. Și se spune că un bețivan adormind odată undeva într-un ungher, s-a gândit el din copilărie, știind de la mumă sa.
Păi, poate să vină diavolul să mă chinuie, să fac eu semnul crucii. Și a făcut și sus, și jos, și dreapta, și stânga, și înainte, și în spate. Și la o bucată de noapte, dracii bânduit cum îmbântuie duhurile de noapte, au simțit că acolo e om și a zis, hai să-l chinuim. La care Scaraoschi sare frit, o, nu te apropiază, ce frige. Și întreabă întunecatul cel mare, dar de ce frige? Păi zice, nu vezi că e tot roată pecetluit cu semnul crucii, zice, vă-s duhul, nu te apropia, că te arde. De ce? În credința lui și făcând cu credință semnul crucii, diavolii nu s-au putut apropia de el. Și-au plecat lăsându-l în pace. Iar el le-a ascultat toată noaptea sfaturile și potlogăriile, cum strică ei lumea și o nebunesc sau cum fac rele. Și a doua zi a povestit lucrul acesta, l-au dus la episcop, a consemnat și istorioara a rămas neverghetinos și este prinsă în istoriile lui Nicodim Mândiță, în oglinda duhovnicească, în alea 6 volume. De ce v-am spus lucrul ăsta? Simplu fapt că mergi noaptea pe întuneric și îți faci cruce, nu ți-e frică. De ce? Dumnezeu se veselește în tine, Duhul Sfânt te pătrunde. Simplu fapt că faci cruce în fața icoanei te face să devii pios și respectos. Dar e o mare rușine ca un creștin care este botezat să nu știe să facă cruce. De la frunte până la stern, de pe umărul drept, pe umărul stâng. Deci acea copzăreală este o hulă la adresa lui Dumnezeu și o bătaie de joc privind puterea și valoarea crucii. Cu cât o faci mai cu evlav, cu cât o faci mai cu seriozitate sau mai cu credință, cu atât ea lucrează mai mult. Iar dacă vom ajunge sănătoși când va fi mâine sărbătoarea în sine și când va fi sărbătoarea cu crucea, veți vedea cu ochii voștri că fiecare cruce și fiecare jertfă implică problema ei. Familia are niște greutăți ale ei care trebuie scăduse și sunt destul de consistente ca greutate și ca valoare spirituală, pentru că de acolo se nasc fiii neamului, sfinții neamului, viitorii noștri slujitori, viitorii noștri copii, viitorii noștri părinți, viitoarele noastre mame. Din crucea văduviei se nasc sfintele. Sfânta Macrina, bunica lui Vasile cel Mare. Mai sunt bătrâne din astea sfinte în prologe, deci nu le țin eu minte acum pe toate. Dar vreau să vă spun, bunica Poftima, Sfântul Ioan Iacov, care l-a crescut și l-a învățat tainele credinței, până ce a ajuns sfânt al nostru, contemporan cu noi, mort prin 1940 sau 60, deci nu trăit în secolul nu știu care, să spui aia, las că azi nu să mai fac sfinți. Sfinții se fac la fiecare pas, noi nu-i vedem. Această văduvie, această cruce a văduviei, este cea mai mare și cea mai puternică, iar unii când vor să o batjocorească sau vor să o pângărească, vin și se scuză cu această poveste pe motive de sănătate, că vezi, Doamne, bărbatul sau femeia nu pot sta singuri, că se dereglează atât hormonal, cât și endocrin, cât și psihic, cât și biologic. Nu se îmbolnăvește nimeni. În al doilea război mondial, au murit peste 2 milioane de bărbați că războiul nu se făcea cu femei. Ei, aceste femei au rămas în casele și satele lor și au crescut câte 3, 5, 8, 7, 9, 12 și 20 de copii. Au arat, au grăpat, au semănat, au spălat, au țesut, au tors, au prășit, au păscut vaca, au mulți vaca, au pus grădina, au plivit grădina și n-a murit niciuna. La o paiz, la lumânare. Acum mai modern, toate acestea s-au simplificat. Te sui în mașină, dai de cheie, te duci în cau, în flanț sau în Carrefour, ai umplut portbagajul, vii acasă, răsucești cheia în contact, închizi mașina, te pui pe pat, apeși pe telecomandă, și începe viața duhovnicească. 60 de programe, 80 de programe, 90 de programe, 100 de programe. Și atunci mă întreb, de ce acele mame cu 100 de probleme nu mureau niciuna și nu se îmbolnăveau niciuna și mama modernă, când ai 4D, 3D,
ecograf, tomograf, rezonanță magnetică, radiologic, imagistic, toate sunt bolnave. Nu tehnica le-a îmbolnăvit, ci păcatul din ele, care este coada crucii de jos, care ne transformă în țărână atunci când călcăm legea lui Dumnezeu, deci partea de jos a crucii, care înseamnă smerenia. Și aici Mântuitorul Iisus Hristos vine și spune: pe omul viclean urăște Domnul, pe păcătos îl cercetează ca să-l mântuiască, că nu vrea moartea lui, ci să fie viu, iar pe cel îndărătnic îl încearcă. Și atunci acestea sunt încercări și cruci care vin peste noi, ca să înțelegem că nu există o altă cale de mântuire decât în Dumnezeu, în Hristos și în Biserică. Deci nu există altă cale decât în împărtășanie și spovedanie, nu există altă cale decât în uleiul sfințit al maslului, aghiazma și anafora, și nu există altă cale decât pe pieptul tău, în loc de broscoi, litere, flori, inimi, stele, să existe lănțișor de aur cu Sfânta Cruce, pentru că așa spune și în Pateric. La vremea de demult, sfinții aveau cruci de lemn și inimi de aur. Astăzi avem inimi de lemn și crucile de aur. Adică, în dorința noastră de a-L preamări pe Dumnezeu, nu mai știm să-L preamărim sufletește. Îl preamărim omenește. Fiecare om dorește ca o troiță să fie cât mai frumoasă, o biserică să fie cât mai frumoasă, o cruce să fie cât mai frumoasă, o evanghelie să fie cât mai frumoasă, un potir să fie cât mai frumos. Da, e un mod de a-L respecta pe Dumnezeu. Dar pe lângă toate acestea, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Așa cere Dumnezeu. Inimi de aur și vase de lut. E o istorioară veche pe care cei de la 50 de ani în sus au prins-o. Dromihet și Lisimac au avut o luptă. Și după ce i-au biruit dacii pe aceștia care au trecut Dunărea, i-a dus într-o casă din asta smerită din bârne și le-a dat toate bunătățile, în vinul ulcele de lut, mâncarea în oale de lut, iar la masa lui Lisimac a pus numai mâncări scumpe și a pus numai vase scumpe. Și l-a întrebat înțeleptul rege: o, Lisimac, spune tu, care masă e mai bogată? Și el spune cu îngânfare: păi de vreme ce sunt oaspetele tău, nu-i clar că masa mea? Și dacă masa ta e atât de bogată, ce cauți în țara mea să o pârjolești? De ce o batjocorești? Dacă mă vezi că sunt sărac. Ei, așa vrea și Hristos. Vrea să-L pui la masa ta, cu tot ce ai mai bun și mai frumos. Dar El vrea altceva. Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Iar rugăciunea cea mai scurtă care o putem adresa lui Hristos cu smerenie, ca să înțelegem sensurile și valoarea crucii, este aceasta: crucii tale ne închinăm, Stăpâne, crucii tale. De ce? Că este singura cruce care are puterea de bucurie și de viață făcătoare. Și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Afală de tine pe altul nu știm, numele Tău numim, veniți toți credincioși și să ne închinăm, Sfinte Învierii lui Hristos, că aceasta ne-a înviat pe noi. Amin.